Salut, bine ați venit la un nou episod din discuția mea săptămânală cu Matilda, cu soția mea. Astăzi vom discuta un subiect la cererea publicului, ca să spun așa. Cineva ne-a întrebat cum ne gestionăm banii în familie, la comun, cum avem. Și primul meu gând când am auzit de asta a fost: mamă, ce complicat o să fie explicația asta, știi? Că noi avem un sistem complicat, un sistem hibrid, să-i spun. Și veți vedea de ce. Deci, nici nu știu cum să-i spun. E la comun sau e separat până la urmă? E cam ambele, nu? Ambele. Adică, de fapt, principalul nostru sistem de, hai să punem, bani la comun este că avem un cont comun de pe cardul de credit. Da, și de ce avem? Hai să spunem de ce avem. Pentru că ne-am făcut cardul acela la Banca Transilvania în colaborare cu Flying Blue, care e cu SkyTeam, care e o alianță de companii aeriene, și la fiecare 4 lei cheltuiți de acolo, ni se dă o milă și cu milele alea putem strânge de un bilet de avion. Adică după un an aveam așa, pe socoteala noastră, cam de dus două persoane până în Hong Kong. De exemplu, puteți mai treacă un an să strângeți de întors. Și atunci când am trecut la sistemul acesta, am emis două carduri pe același cont. Și eu am un card, Matilda are un card, tot ce cheltuim noi cu aceste carduri ca să strângem punctele astea pentru că Da. ni se par valoroase. Deci cum ar fi aici, avem banii la comun. Da, Nu? bine, există o evidență clară de pe ce card s-a cheltuit ce sumă de bani, adică tot timpul poți să vezi cine a cheltuit ce. Și la sfârșit de lună, de fapt, de ce mi se pare mie un sistem care funcționează, este că la sfârșit de fiecare lună ne uităm fiecare și ne analizăm cheltuielile. Păi, luna asta, uite, de obicei cheltuim atâta, luna asta ai avut o cheltuială mai mare, ai avut o cheltuială mai mică. Și nu e. Cum este Da, că asta și aș înseamnă vrea că și ai aici să banii la spun comun? că atunci când scoatem rapoartele astea din sistemul bancar cu ce s-a cheltuit de pe card, nu facem ca să vedem, iau pe ce ai cheltuit banii, Matilda, știi, și cât trebuie să pui la loc. Îi facem ca să nu fie vreo fraudă, adică să vedem dacă Da. a fost vreo problemă. Și uneori te prinzi de chestii la modul, bă, ca mult Uber, știi, sau uite câți bani se duc la, nu știu, masa de prânz, sau Da. iată cât am cheltuit la Carrefour într-una. Da, sau stai mă, că am avut o cheltuială foarte mare, ce-i cu asta, știi, că se întâmplă câteodată să mai uiți sau să ai ceva recurent ce ai uitat să debifezi. Da, Da. e normal să-ți mai faci analiza la sfârșitul lunii. Și la sfârșit de fiecare lună, fiecare dintre noi pune bani înapoi pe cardul de credit, Fiecare ce a cheltuit. iar, da, Adică și Matilda din contul în care ia salariul mută înapoi în contul ăsta de cardul de credit cât a cheltuit ea, cât rezultă din ce s-a cheltuit cu cardul ei până la urmă. Eu pun la loc din contul meu cât am cheltuit eu. Da, și în felul ăsta mie mi se pare că te asigur că nu cheltui mai mult decât îți poți permite, pentru că nu e ca și cum, ok, toată lumea, multora de fapt le e frică de cardurile de credit, pentru că am mai auzit, băi, l-am făcut să-mi iau ceva în plus și tot pun bani pe el și nu reușesc să-mi-l acopăr. La noi nu de asta l-am luat, l-am luat sincer strict pentru milă. Nu numai pentru mile, l-am luat și pentru avantajele care vin cu cardul de credit, adică astea, că-s Se mai banii cer la hotel, băncii, da. da, că închiriezi mașină fără nicio problemă, cu card de debit mai apar probleme, că e recunoscut oriunde în lume, în fine. În particular, asta ne dă acces mereu la lounge-ul din Otopeni, un alt avantaj. Dar acum sună banca, reclamă la Banca Transilvania, Nu, ignorând ai la asta. orice viza, de fapt. Da, Da. funcția cu lounge e la orice Visa Gold, dar orice bancă emite Visa Gold dacă îi cereți. Ignorând asta, mi s-a părut interesant ce ai zis, că punem la loc fiecare ce a cheltuit până la urmă, ca metodă de a ne asigura că ne permitem toate cheltuielile. Da, Că ce se da, da, da. întâmplă? Noi împărțim costul exact inclusiv la, nu știu, la vacanțe, la cheltuieli mari. Și am ajuns la metoda asta tocmai ca verificare că ne permitem acea vacanță. Că s-ar putea ca unul din noi să câștige mult mai mult decât celălalt și să nu fie așa, lasă-mă că dau eu banii acolo, că am, mă scald în bani în bloc, știi? Da. Și ca Nu să trebuia să râdem așa, dar... da. Și ca să evităm situația asta oarecum disproporționată, azi, nu, hai să împărțim costurile astea mari exact la 2, tocmai ca să ne asigurăm că fiecare dintre noi poate suporta Da. partea sa ca metodă că nu ne întindem mai mult decât Da, și putem ce duce. rămâne extra, oricum noi economisim într-un cont comun de economii. Da, care e la Matilda, de exemplu. Adică e atașat contul ei din ING, are Da. un cont, din când în Punem când îi mai dau amândoi și eu bani bani acolo, acolo, da. nici nu știu cât s-a strâns, nu m-am uitat. Dar de ce zic eu un sistem hibrid? Pentru că, până avem fiecare conturile, întâmplător amândoi suntem clienți ING, adică și are ING și eu am ING, dar avem conturile noastre. Normal. Nu-i punem toți banii ăștia la comun, punem la comun ca să avem pe cardul ăla de credit care e în altă bancă. Eu habar n-am exact cât câștigă Matilda,
Știu așa în mare cam ce salariu are, dar... Ei. Serios, n-am, nu știu Ei. la... Nu... Ați-am zis că nu m-am ascuns de Știu, dar tine, n-am stat să dar... rețin musai. Cât câștig eu este iarăși un fel de mister, pentru că de obicei socoteala asta se Și face la pentru final de tine. an. Da, inclusiv pentru mine, pentru că nu e ca un salariu recurent. Și atunci socoteala asta o faci la final de an, o fac eu de obicei și sigur atunci pot să împar la 12 și să zic în medie am câștigat Da. cam atât, dar depinde de taxe, regularizarea aia de plată la impozite îți vine în mai, anul următor. Mă rog, complicat. Și între timp încercăm să punem și bani deoparte. Deci cam asta e sistemul nostru, un hibrid, așa nici nu știu dacă altcineva, sincer, nu am mai auzit de alte persoane care să aibă asta. Am auzit de persoane care au un cont cu două carduri atașate lui ca să cheltuie amândoi în același cont. Dar eu nu am înțeles oricum oamenii care pun totul la comun într-un singur cont, pentru că înseamnă că cineva, atunci când ia salariu, varsă toți banii în contul celuilalt și mă gândesc mereu, bă, ce nu-i păstrez, că trăim în perioada, în lumea în care oricum plătești cu cardul, oriunde, dacă poți, știu cum toți fac asta, dar poți plăti cu cardul E poți și plăti dacă... cu cardul și într-un cont comun, nu are nicio importanță. Da, iar dar de ce să te complici? Că trebuie, pe urmă, poate două carduri pentru contul ăla, adică dintr-o dată e mai complicat și dacă chiar ai nevoie de mai mulți bani într-un singur cont pentru o daia, băi, din aplicația de telefon, e transferat imediat, știi? Mi se pare doar o decizie personală și o opțiune personală. Unii oameni știu că preferă să aibă absolut toți banii și transparență completă și toate economiile, toate veniturile, de fapt, la comun. Pentru că, de fapt, înainte așa era. Îți spuneai, și cred că și părinții noștri și bunicii, la mine în familie, de obicei, femeia făcea gestiunea banilor. Cel Așa. puțin la bunici așa era. Și salariul venea în fiecare lună recurent de la amândoi și se ducea pe administrarea casei, a cât ieri de mâncare, la cât pui deoparte și de obicei partea asta de contabilitate era la femei. Asta e o întrebare bună. Dacă puteți să ne spuneți, nu știu, în comentarii sau după aia, cine făcea gestiunea banilor în familia voastră? Nu mă refer fix la voi, că poate asta duce la scandal acum dacă ziceți eu, nu nevasta și pac, tuf, una peste cealaltă. La părinții voștri, la bunicii voștri, sunt chiar interesat de cum a evoluat de-a lungul timpului treaba asta și că am fost societate așa matriarhală la gestiunea banilor, patriarhală la munci și cine e ăla forte în familie, ca să zic așa. Mi s-a părut mereu un aspect interesant la treaba asta. Păi gândește-te că înainte, oricum, de bine, mi se pare că toată lumea punea banii la comun și din cauza ca să economisească, să ajungă împreună să-și facă o casă, să... lucruri de fapt care se întâmplă și acum, dar totuși acum, pentru că e mai ușor accesul la credit, poate, și toată lumea de obicei nu-ți mai faci ceva așa major din banii pe care îi strângi acolo. Dar și ca economisire, mi s-ar părea mai ok să pui iei credit alt și cont, adică plătești unul. nu te costă nimic să deschizi încă un cont, să pui banii acolo, dar ferit de a avea un card atașat, de, nu știu, Nu eventual știu, fraude într-adevăr sau și ceva. mie mi s-ar părea complicat și eu m-am pus întrebarea asta când ne-am căsătorit. Băi, cum o să facem acum oare cu banii? Dar de fapt și înainte să ne căsătorim, că nu e că și cum ne știam cu o zi înainte. Tocmai pentru că știam că există așa o presiune cumva din partea societății să pui banii la comun, știi? Și să ai un sistem comun, să fii ca unul. Mi se pare puțin totuși dus la extrem, pentru că situația asta și aranjamentul pe care îl avem noi mi se pare absolut echitabil. Adică eu știu că nu e... Băi, nu că nu vreau să-ți dau de la mine, băi, e un parteneriat. Și în parteneriatul ăsta, fiecare venind cu câte ceva, până la urmă nu contează dacă unul câștigă mai mult decât celălalt, pentru că orice surplus vine sau de la unul sau de la altul, merge în contul de economii. Dar faptul că fiecare pune înapoi cât câștigă, într-adevăr, îți asigură o... Bă, te asigură că nu sari calul. Știi? Și că nu Da. te afunzi în datorii și că nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma și toate alte Aici, de fapt, mai e o chestie de expresii. zis. Cardul ăsta de credit pe care îl avem noi are o limită mult mai mare decât venitul nostru lunar, al fiecăruia dintre noi, al tău sau al meu, dacă ar fi să luăm individual. Și chestia asta cu pus la loc cât a cheltuit fiecare ne ajută inclusiv la treaba asta, că poate te vezi cu o sumă mare pe card și zici, bă, îi dau pe toți pe gadgeturi. Nu zic haine ca să nu fie mereu femeia care cheltuie toți banii. Îi dau pe toți pe drone. Nu, la final de lună când trebuie puși banii la loc în bancă pe cardul ăla de credit, eu Ai trebuie să mă asigur că mi-am permis. Ai că nu cumpărat era în nici bani. noi genul care să zicem... A, da, noi practic suntem zgârciți de fapt, adică avem Da. excese la unele chestii gen, nu știu, vacanțe sau ieșit în oraș sau de alea, dar pe de altă parte suntem foarte zguciți la alte chestii, adică Da, mi se pare micșorăm că până unde putem. fiecare are exces pe ce, pe plăcerea lui. Unii au exces în cum își amenajează casa, alții au exces în
nu știu în ce, dar nu am nici ce sunt vacanțe, Unii într-un fel, au pentru că asta e prioritatea copii și zero. într-o dată e o cheltuială mare în plus, unii Absolut, își da. renovează casa și e o cheltuială în plus, unii au credit la bancă și e o cheltuială în plus, adică... Da. Nu, Păi, eu noi suntem rămăsesem foarte uimit când norocoși. lucram și aveam colegi care îmi ziceau că îi dau 600 de euro rata la bancă. Păi, mi se părea foarte mult, știi, în condițiile în care nu aveam E salariu foarte atât. mare, e foarte mult. În vremea aia, da, dar ce înseamnă un credit luat în momente de alea, știi, înainte de criză? Mă Băi, rog. și acum dacă ți iei un credit, până la urmă tot acolo ajungi, dar na. Dar uite ce a zis Mircea, apropo de cum ține banii. Toți banii impozabili stau la maică mea, alți bani care se fac stau la taică mea din firmă și muncă suplimentară. Până prea mult. Sună complicat. Dar ok, mulțumim de răspuns. Care ar fi acei bani neimpozabili, totuși? Hai să nu ne întrebăm mai Cineva zice că în general nu știm să gestionăm banii pe care îi primim din surse la care nu am contribuit cu nimic. De aceea nu e bine să câștigi la loterie. Mi-ar Da, plăcea totuși există. să câștig la loterie doar ca să trec prin acest challenge, pentru că în fond dacă îi pierzi, zici, bă, oricum i-am primit din nimic. Păi, de fapt, cred că de asta spune și Marian. Marian. Și Marian că, ok, câștigi la Da! loterie, nu ești obișnuit cu banii și îi flituiești sau te comporți dubios cu ei. Da, dar chiar asta se întâmplă. Majoritatea, mulți dintre aia care au câștigat la Da. loterie nu sunt într-o situație atât de bună pe care ar fi putut fi. Da, dar știi cum e ideea, unii au mulți bani pe mână și te miri că, nu știu, că nu i-ai investit în acțiuni la firma care a avut succes după aia, sau adică dacă te-ai pricepe la asta, ai face bani oricum, știi? Ok, tu dacă ai câștigat la loterie, ce ai face cu banii? Că asta mi se pare un subiect Asta mi se așa. pare și mie un subiect care îl notasem pentru alte emisiuni, dar la modul aș fi vrut să o luăm așa treptat. Bă, dacă primești 20.000 de euro, ce faci? Că dacă primești 100.000 de euro, răspunsul este aproape invariabil. Așa un apartament, ca să vină din chiria lui un venit Da. recurent. Și dacă rămâne, nu știu, un 10.000, poate mă duc într-o excursie frumoasă și mai țin și de o mașină sau din asta, știi? Bine, deci Sau... asta nu e la 20.000, asta Nu, este dar vezi, când zici că câștigi la la loterie, depinde la ce 150 te de referi. mii, 200 de mii, 500 de mii, La cam pe toate îi acolo zice, ții un mi-aș lua două apartament. apartamente. Da. Mi-aș lua trei apartamente. Mi-aș lua și o mașină. Dacă ți-ai luat un apartament la Șaldugoi, ți-ai luat un apartament și o excursie. Da. Da, dar când zici la loterie, ce fel de loterie? Că dacă ne gândim ce faci dacă câștigi mâine 4 milioane de euro, bă, nu știu, o 4 depășește treaba, milioane. adică... Ok, ți-ai luat case de toți banii? Mi-aș lua cu siguranță o casă în București, într-o zonă bună. Da. Cu... Dar nu, Pentru tine. nu palatul Ghica, știi? Mi-aș lua... Ceva finuț ca să Minuț. lube calii. Nu, că e departe aia, nu, frate, nu stăm acolo așa departe. Nu, A, la asta din... FX-LF, Da, aia ajung, da, aia ajung. aia. Dar fără Isus Merge. o la auriu din poartă, că e... De 4 milioane îmi permit să-l ți-l demontez personal. Da, aș lua... Adică la 4 milioane, nu știu, aș lua o Ok, casă ți-ai bună luat o în... casă și după aia ți-ai luat de restul ca investiții alte Da, și apartamente sau nu, i-ai restul aș investit investi. pe un Cred că aș fond de investi în foarte investiții? multe, nu, foarte multe direcții. Cu siguranță aș lua și vreo 3-4 apartamente. Ok. Aș investi și aș găsi un broker căruia să-i dau banii să Să descurce el face să ce vrea pe bursă investească. cu el, Ok. da? Sau într-un fond, în funcție de fondurile au și ele mai multe graduri de risc și poți să zici cam cât vrei tu. Și ai băgat mai multe Da, bucăți, și cu mai multe siguranță cu o mare buzunare ca parte să m-aș nu-i gândi, pierzi pentru deodată. că dacă primești mulți bani așa, pe uneori merită să faci niște extravaganțe, știi? Adică să zici, auzi, mergem un an în jurul lumii, nu știu, nu un an, dar Întrebare două luni, este, să ai zicem. păstrat niște bani separat din aia câștigat la loto pentru vreo extravaganță sau din ce ai câștigat din investiții ai face acele No, aș, extravaganțe? mi se pare că ce obțin la genul ăsta de extravaganță, adică niște concedii de astea mișto și hai să mergem o lună în jurul lumii, să tot zburăm, știi, Eu Asia, merg cu tine dacă tu câștigi la loto. aha. Da, aș zice că astea trebuie făcute acum. Da. Că investițiile au randamentul, nu știu, 10-20 de ani, poate, adică ăsta mai degrabă le gândești pentru pensie. Bă, și nu știi ce te Da. așteaptă ziua de mâine, ce criză vine, ce bancă pică, uneori știi ce e mâna lui minciună și hai să profităm de asta acum cât putem. Uite, cred că de fapt ăsta este unul din motivele pentru care cei care câștigă la loto nu sunt mult mai bogați după aia, pentru că cheltuie pe toți așa, în loc să mai investească o parte Uite, din ei. Cosmin ne întreabă, toți zic că și-ar lua apartamente, dar în companii care cresc accelerat nimic. Ba da, aș găsi un broker care să încerce niște plasamente pe bursă sau un fond de investiții care să, că foarte multe fonduri în asta investesc în companii, sau dacă aș avea cunoștințe care ar zice, băi, eu am o idee bună de afaceri,
dăm niște bani și te fac partener, aș da, dar întâi să mă conving, adică, bun, perfect, vin, o explicăm, zim piața, zim un business plan, zim tot, că nu stau așa la modul, da, bă, ia bani și fă ce vrei cu ei. Da, și asta... Mi se pare o idee mișto asta, când ai bani să ai un cerc de oameni care vor și să încerce niște chestii și doar să aibă nevoie de bani și tu să-i finanțezi, să fii un fel de angel investor, să zicem, sau... Mi se pare foarte tricky, cumva, chestia asta cu în ce companii investești, pentru că, uite, tu mi-ai mai zis ideea asta de... Băi, dacă aș avea mulți bani, aș investi într-o companie mică, parteneria, nu știu. Totuși, eu aș investi mai degrabă într-un fond de investiții, pentru că și fondul ăla ți disipează în mai multe zone. Da, dar e randamentul mult mai mic. Un fond, zice, eu îți dau un randament cam de 11%, poate 12%. Poate fi mai mic, dar este și un risc mult mai mic, pentru că un fond de investiții, până la urmă, poate să te scoată pe creștere. În schimb, dacă tu ți-ai băgat toți banii într-o singură companie care, uite, să spunem că ai băgat bani la Trello. Băi, super creștere, da? La un moment, sau orice din asta de software din Silicon Valley, au cât un moment de creștere așa super bun și după care nu știu să facă bani din modelul lor de afaceri. Ce faci? Dar unii nu vor să facă bani, că dacă ții minte, Trello au vrut unii să-l cumpere și au refuzat ei, că au zis că crezi, că au fărăză ăștia, Snapchat. Da, ei o decizie Snapchat. Din asta proastă și dacă investești într-o singură companie, întotdeauna poți să iei o decizie proastă. Da, cred că trebuie să te joci în diverse direcții și, la urmă, cam asta da. E, nu pui în mai multe cuiburi. Iar un cuiburi. Fond de investiții eu ți-l bag în multe cuiburi, da. Da, eu știi de altceva mă întreb apropo acum. Băi, cum reziști asaltului rudelor? Știi că foarte mulți care câștigă la lot au o problemă asta. Bun, mai vreau să mai răspund la telefon, că toți îmi cereau bani. Unul, că aflau tot felul de oameni telefonul tău și îți cereau bani, că, mă rog, chestii, sănătate, nevoi de alea, operații, toți umanitare. Toți brokerii te găseau ei pe tine, nu trebuia și să-i asta, cauți dar tu. Și rudele, că tot, bă, am asta în rude, adică 10.000 de euro, fac și eu covrigărie, idee bună e alea, nu e, știi? Păi și da, de unde ok, te oprești? Dacă e o idee bună și este ca investiție, da. Dar nu cred că ai timp să le verifici pe tot. Cum depinde câte rude. Da. Auzi, dar pisica cealaltă... Am mierlit-o asta sau? Bă, că nu pe aici. Nu prea asta pe aici. Da, să spunem că e bine. Da, cam asta e. Dar de la ce plecasem, de la cum ne gestionăm noi banii. Știi, mi se pare asta cu... Noi, într-un fel, avem noroc. Adică, unul, că nu suntem la limită cu banii. N-avem credite, da. N-avem copii care să ne crească cheltuielile lunare. Nu, ne permitem să trăim oricum cum dorim. Adică... Cum da, zic, da, dacă mâine da. Se strică frigiderul, cumpărăm altul. Și sunt conștient că sunt foarte puțini care pot zice asta despre un frigider. Dar mă gândesc, mamă, pentru câți oameni este o sursă de scandal în familie. De fapt, de asta cred că au pornit, este așa un subiect poate mai sensibil, cum îți gestionezi banii în familie. Până din... Da, adică mi se pare că ce situație din mișto lipsa este de resurse. Că nu trebuie să fii atât de atent la cum ți gestionezi, știi, pentru că... Bine, nevoile de bază le-ai asigurate. Da, exact. Odată ce ai nevoile de bază asigurate, mi se pare că e mai puțin important. În același timp, uite, pe mine mă stresează ideea că, ok, acum la vârsta asta vorba ta, nu avem copii, nu avem bani, nu avem mari cheltuieli, suntem și în forță, putem să facem ce vrem. Păi de la pensie, pensia totuși ca să îți ia trai asigurat și atunci trebuie să pui de pe acum bani deoparte. Și da. Dacă nu câștigi la loto, ce faci și cum mi îți gestionezi banii? Mi se pare interesant, știi, cum odată ce ajungi la o vârstă de asta, 35 eu, 30 tu, începi să te gândești la pensie, știi, înainte de... Nu mă gândeam niciodată eu la Eu mă așa. Gândeam de la 25. Da, dar tu ești mai ciudată la aspectul ăsta. Mm-hmm. Da, culmea că am ajuns la vremea în care trebuie să te gândești de acum. De ce? Pentru că e clar că pensia de la stat, unul ori nu va fi, ori va fi insuficientă dar pentru... Dar n-o prinzi, eu să ieși la pensie la 70 de ani și vârsta de... Da, asta te aspecte aici, adică 72. Unul la mână eu mă aștept noi să ieșim pe la 72 sau eu să ies la 72 la pensie, pentru că treptat statul crește vârsta de pensionare, justificând cumva prin faptul că oamenii trăiesc mai bine, au acces la sisteme de sănătate mai bune și atunci ai să muncim mai mult. Desigur, și prin faptul că n-au din ce plăti pensiile și atunci trebuie să-i țină mai mult în câmpul muncii și pe atunci... oamenii. Cum te descurci? Doi la mână, vezi, e tot sistemul ăsta medical în care medicamentele se scumpesc cumva pentru că vin niște subvenții, vin niște... Bă, da, costă mult. Tu trebuie să ți le permiți. Bine, nu vreau să intru în discuția de sistem medical pentru că din aia nu mai ieșim într-o de acord, oră dar în gândește această cât de că totuși pensia de stat, bă, e clar că nu o să... Dar n-o cred să că sistemul medical poate fi aia. Un subiect comic ce pentru ai altă. Ce ai adus aici? Așa. Da.
Da, din pensia de stat nu o să te asiguri, Bun, și pentru tu că și nici ce faci? acum nu ți ajunge. Și Asta cu pilonul atunci... 2 mi se pare un pic... Da, e mic, o să fie un nimic. Și apropo, mai sunt niște skepsisuri care puțin le știu la pilonul 2. Noi avem cumva impresia că... Lasă că sunt niște firme private care gestionează din taxele noastre de la stat ajung la niște bani și le gestionează bine și ne dau un randament. Da, dar unul ajung foarte puțin bani la ei, contribuția cred că n-a trecut de 6%, că a fost limitată în ultimii ani, deși ar trebui să crească. Și doi la mână, ei îți acumulează o sumă și ți-o dau pe aia. Din câte știu, încă n-a Da. fost făcută o lege care să spună exact cum îți vor da acei bani. Adică dacă vei putea alege, ui, vreau un rate, lunar ca o pensie. Îi vreau pe Așa. toți deodată. Încă n-a fost exact creionat regulamentul ăsta de cum se va aplica, pentru că n-a ajuns nimeni în situația să-i ceară. Da, dar mai e până Dar atunci. ei nu-ți dau pensie tot restul vieții. Apropo, statul este Da. cel care, dacă tu, când ești la pensie, trăiești până la 120 de ani, îți dau pensie în fiecare lună până la 120 de ani. Da, așa e. Sistemul privat îți va spune, fii atent, tu ai în contul nostru 27.000 de euro. Da, Cum îi dar vrei? mai ai un cont. Este fix discuția de mai devreme. Dacă ai o sumă mare de bani, e mai bine să o împarți în multe direcții decât într-una singură. Și de asta eu cred că este o idee foarte bună. Oricâți bani ai primit de la pensia privată, pe care, apropo, cred că au un randament mult mai mare decât pensia de stat, păi mai primești într-o sursă. Adică deja ai bani în două direcții. Părerea mea este că îți mai trebuie măcar încă o direcție. Știu, dar îți dai seama ce dură va fi alegerea când vei ieși la pensie și va trebui să spui pensii private. Eu vreau banii în 40 de rate. În 48 de rate. Asta înseamnă 4 ani de pensie privată. Ei nu o să-ți Depinde. dea 17 ani. Dacă tu trăiești 17 ani după ce ieși la pensie, ghinion, banii lor se termină după 4 Da, ani. sau ei... Bine, asta este o decizie să facem noi acolo, știi? Și să avem o sursă de bani, să zicem, în câte luni vrem banii. Eu nu știu Da. ce aș face, depinde de cât s-ar acumula în suma aia. S-ar putea să-i vrei pe toți odată, dacă este o sumă frumoasă, și că să faci o investiție, gen un alt apartament. Garsonieră. Și de acolo știi că îți vine forever după aia banul. Da, pe de altă parte, adică hai să vedem ce alte variante mai sunt. Ai putea băga banii în pensie complet privată, pilonul 3, cum se numește. Eu aș băga banii și în pilonul 3 și mi se pare că deja la 30 de ani plus am întârziat. Ar fi Știi trebuit să ce începem deja. nu am știut niciodată? Care e diferența între diversele pensii private? Adică, păi eu sunt dispus să bag la pensie privată, nu știu, 300 de lei pe lună. Ce îmi promite fiecare? De ce să aleg NN și nu Metropolitan și nu Aegon și nu BT Pensii, ăștia BT, BCR Pensii și care mai sunt, știi? Nu Chiar știu, nu chiar știu. nu știu câte sunt. Dar ce spune? Nimeni nu-ți promite nimic. Nimeni nu-ți spune, dacă tu îmi dai 300 de lei pe lună, la pensie o să-ți dau atât. Nu, Da. nu poți să promite nimic, că e vorba de randamente și naiba știe ce o fi peste 40 Nu de ani știu, când mi ieși se nimeni la pare pensie. și mie, e o piață foarte netransparentă, Așa, și pentru atunci că... după ce l aleg? După culoarea siglei? Că mă doare în funde, știi? Nu Ce? știu, pentru că știi că eu m-am mai interesat acum ceva timp, pentru că mă preocupă subiectul de 5 ani minim. Nu mi-e pe lângă faptul că, ok, ești foarte familiar cu niște nume de bănci, poate BCR, BT, ING, când vine vorba de asigurări, sunt cu totul alte nume. AIG, Aegon, Asigură și NN, pensii, da. știi, care, ok, Și unele nu mai urmă, știi... City Life, Metropolitan Life, Nu știi, știu că adică sunt astea. sunt Și nu știi dacă în România ce în formă România. au, dacă sunt asigurați la firma în străinătate, Asta dacă sunt nu știi. garantați, cât de solizi sunt, că criza aia din 2006 la americani, cred că a început, sau când a picat Ba da, Lehman cred că da. Brothers. Parcă 2006-2007 a început. Au arătat că niște bănci foarte solide, de fapt, făcuse Da. niște plasamente foarte dubioase și a Și trebuit să le atunci ce salveze faci? statul. Adică în ce investești în condițiile în care, ok, este o piață netransparentă, în ce sens spun asta? Dacă discuți cu un om care lucrează la asigurări sau la pensii private, nu o să știe să-ți spună, băi, dacă tu dai 300 de lei pe lună, în atâția ani tu o să-ți primești atâta înapoi. Nici măcar nu poate să-ți garanteze că o să-ți primești aceeași sumă înapoi, pentru că, de fapt, investiția într-un fond de pensii este o investiție ca într-un fond de investiții cu risc scăzut. Da, Poate să aibă un exact așa e. randament bun sau poate să aibă un randament slab. Zero. Zero. Poate să fie sub M-ar mira să fie ce ai sub. De investit. obicei opresc și este și iau din alea cu plus și cumva tot pe zero ajung, că altfel ar fi idiot și s-ar desfința și iar da afară. Teoretic, cred că se poate, știi, să ajungi și sub.
Și atunci întrebarea este, băi, cum aleg între unul versus altul? Și atunci părerea mea este că ar trebui să-l alegi pe ăla care are, este el însuși asigurat în alte locuri, Dar astfel toți au un încât fel de dacă asigurare, să știi. falimentează, să nu Dar închice. îți dai seama cât de complicat e sistemul și că nu există consultanță în domeniu, pentru că să-ți dau un exemplu Nu din există. altă ceva. Toate agențiile turism au asigurare. Dar ai văzut când au Dar fost e probleme? asigurarea de obligatorie pe o sumă absolut minimă care nu garantează. Asta am aflat abia când au fost probleme cu unele Da, agenții de exact, turism. exact. Ei, și nu să știu eu dacă la pensie nu e tot vreo lege asemănătoare, că Banca Națională îi obligă să aibă niște... Uite, în Da? afară există, și nu știu, cred, nu știu dacă există la noi, dar eu n-am găsit la o căutare pe net. Există consultanți financiari care au o denumire specifică. Sunt agnostici cumva de instituțiile financiare existente, adică nu sunt plătiți de o companie asiguratoare sau de alta. Okay. Și acționează ca un broker în funcție de ce îi spui tu că ai nevoie, îți găsește cea mai bună soluție în piață. Și tu îl plătești să facă chestia asta. Da, să plătești tu mii comisiunul și la noi n-ar fi oricum urmează să Nu, plătești dar destul de ce vreau subiect, să i-aș spun este că plăti. e foarte dificil pentru că și în străinătate, uite, și îmi pare rău că nu țin minte acum cum îi cheamă, există consultanți financiari care nu sunt plătiți de bancă, dar sunt plătiți din comisioanele de la bănci și atunci ei au tot interesul să-ți vândă ceva unde au un comision mai mare și să-ți pușuiască anumite soluții financiare față de altele și apoi sunt alții care sunt acreditați, nu știu cum, care sunt obligați să-ți dea ție cea mai bună soluție pentru tine. Și foarte puțină lume știe că există diferența asta între cei doi consultanți financiari. Iar la Da, noi la cred noi că nu nu știu cum e. există deloc. Adică eu am căutat pe net atunci când... Sigur au un comision ăștia care sunt consultanți, sigur au un comision de Dar la aia le-aș... cu care semnezi. E Și e posibil, dar posibil să le-aș da aibă... comision de la mine, astfel încât să nu fie nevoie să... E posibil să aibă comisiune diferite în funcție de cine semnezi și de aia tu să nu-ți dai seama de asta, dar... Păi Îți zic de exact ce, la asta era pensii... discuția la străini, de fapt, că există aceste două tipuri de... Și la pilonul 2, să dea o comisioane ălora cu care semnai agentului, știi? Inclusiv mie spunea lumea, bă, ai fost la aia, mă, prin mine, că Ia să caut cum se îți chemau. dau 20 de lei. Știi, adică era imediat. Era, Da, mie îmi dau aia comision când s-au 50, făcut îl pentru împărțim. pilonul 2, da. Da, a fost rapid treaba. Dar acum înțelegi de ce foarte multă lume se gândește tot la apartamente ca investiție, pentru că acolo ai o chirie. Și mie apartamentul mi se pare bun din două motive. Unu, ai o chirie recurentă. Doi, în caz de nevoie de bani, nu știu, o operație, o situație, ceva, îl vinzi și ai o sumă mare relativ rapid. Dar nu e mai căutat pe acum, că dacă tot nu sunt în România... Da, cred că se chemau fiducial sau ceva de genul. Hai încă. Fiducial. Problema și la apartamente, știi, dacă te gândești așa, păi da, un apartament luat acum, peste 40 de ani, ce valoare va fi? Ce se va întâmpla în zona aia? Va fi vechi de 40 de ani? Dacă vine un cutremur și pică. Poți iei tu două apartamente în orașul ăsta și fixe la două blocuri pică, că să fim serioși, în București așteptăm să pice multe, adică... Ok, da, de Nu că fapt. pică, ajunge într-o situație de proastă încât nu mai vrea nimeni după aia, știi? Adică trebuie Da, da, reconsolidată da, da. clădirea și nimeni nu face reconsolidări. Este situația acum cu toate apartamentele care n-au picat, care sunt considerate a fi construcții bune, dar construite înainte de cutremurul din Da, și se ferește lumea 77. de alea rău. Nu le mai cumpără nimeni, se dau la... le cumpără lumea, dar se dau la prețuri de nimic. Da, este foarte posibil că atunci după ce tu îți cumperi acum un apartament, poți să-ți cumperi un apartament într-un bloc nou sau poți să-ți cumperi un apartament într-un bloc comunist. Din 80, bun. Vine un cutremur. Ăla din Ambele. 80, care este deja uzat într-un fel, pentru că structura asta a mai avut cutremure de 5, de 4, nu știu ce. Cum o să-l vinzi pe ăsta din 80 versus cum o să-l vinzi pe ăla din 2000 plus? Dar nici ăla nu, că Și ăla deja stăm destul de 18 ani. aproape aici de niște blocuri care se tot gândește lumea că au fost construite prost și nu o să aflăm asta decât la un cutremur. Nu? Da, Adică... au fost și cu scandal. Acum, Păi da, da. ui, ok, acum intrăm în altă discuție. Cum îți alegi un apartament? Părerea mea este că aș investi doar în apartamente construite nou, pentru că, sigur că trebuie să te interesezi pe forumuri, pe toate astea, dacă e un complex mai mare, se mai plâng locatarii dinainte. Da, dar ce vreau să zic e că după un cutremur mare și în alea construite mai noi și alea mai vechi, tot vor scădea foarte mult în valoare. Toate vor scădea, dar unele mai puțin decât altele, cred eu, pentru că un bloc care are deja 30 de ani și a prins un cutremur,
va fi și mai dubios din punct de vedere structural decât un bloc nou care abia a Crezi că prins aici trebuie să te mai lucrarea. gândești? Da, și oricum e foarte posibil ca Bucureștiul, dacă se tot dezvoltă în ritmul ăsta, să fie oricum o cerere de mare de apartamente încât Da. să se vândă toate Eu banii. una, dacă prinde un cutremur, l-aș vinde oricum și mi-aș lua altul nou. Dacă poți, că Dacă îi poți, scade, e ca la o absolut mașină, dacă e scos-o pe poți. poartă, i-a scăzut valoarea, știi, și cred că și un apartament Absolut o fi dacă acolo. poți, dar eu așa aș face, pentru că acum, realist vorbind, serios, uitați-vă la blocurile, ce preț are un bloc din 76 versus un bloc din 80. Diferență de 4 ani, zice că e nimic. Dacă îl vinzi imediat după, încă este cerere mare. What the fuck happened? Nu știu, a picat la picior. Nu știam că e ceva Când acolo. a venit ăsta aici? Păi sunt încă 5 minute, adică, da, era păzită de 2, așa. Da. Deci... Da, oricum, asta cu pensia... Și știți, mă uitam, mamă, aveam în liceu, deci încă din liceu aveam colegi care ziceau, băi, au un pas, eu nu mă gândesc la chestiile astea niciodată, să trăiesc eu bine până la 40, după aia pot să mor. O să te ajungi la aproape de vârstă, într-o dată nu mai vrei așa, știi? Se Băi, complică deci tot. credeți-mă, tabloul ăla este pus bine, doar că este Da, unghiul de vreau să la zic asta la cameră. final, într-adevăr. Deci, unghiul, tabloul e pus cu nivela, că suntem ingineri, nu? Așa? Obiectivul este unul destul de wide și deformează un pic la colțuri și atunci tabloul ăla pare un pic nealiniat cu canapeaua, mai ales că inclusiv eu am mutat un pic canapeaua ca să stăm așa. E pus bine. Ar trebui să compensăm pentru cameră unghiului. Deci e foarte complicat subiectul ăsta al ce vei face la bătrânețe, știi? Și culmea că vorba Da. ta, băi, trebuie să te gândești activ la el de acum, pentru că dacă tot o mai Da. amâni până la 50 de ani, s-ar putea să Păi fie prea ce o să târziu faci? și O să te mai... gândești la 50 de ani, ce faci la 51? Da, plus Ce bani mai că... pui deoparte? Exact. Plus că trebuie să mai pui și pentru copii și pentru diverse, adică... Exact, adică de acum mi se pare că trebuie... Ok, avem două surse diferite cu toții, prin lege aproape. Pilonul 2 și ăla de stat. Dacă îți faci pilonul 3, este și ai o investiție, dar cred că merită. După Sigur că care... dacă, mai ales că tu reglezi acolo câți bani să dai, nu? Adică tu poți Da. zici, păi, vreau să dau lunar la voi Da. 300 de lei. Da, Ce dai mi-a cât venit poți. e bine, Da. dar măcar îmi vine ceva în plus după. Exact, oricât e o sursă de venit în plus acolo și la bătrânețe contează, că nu mai cheltuiești așa mari pe de-o parte și orice ban în plus contează. Măcar nu mai stai în ultimul lei pentru leu, pentru ulei și făină și votezi Zici tu cum zice, PSD. nu mai stai în ultimul ron. Leu, sunt tot Da, lei. știu, ziceam la mișto. Da, e un subiect complicat, nu știu, și întotdeauna mă gândesc că cu toate dacă ai avea, și dacă ai avea și pilonul 3, mi se pare că tot nu suficiente surse, pentru că totuși tot depinzi cu toate astea de bănci și de stat și n-am încredere deosebită în niciunul din ăștia. Da, de fapt depinde să nu vină vreo criză mondială, un război, Da, știi? va veni oricum, statistic vorbind, la fel de statistic vorbind, va veni un cutremur. Crize vin periodic. Da. Și bule de imobiliare Da. și cu tremure, da. E complicat, adică nu poți decât să speri că o să fie bine, știi? Dar să încerci totuși, Și să să încerci plasezi să în te cât mai pregătești multe locuri și să activ. speri că va fi ceva, da. Adică să nu stai la modul ăla, lasă-mă că-i vedea eu. Crezi că semănăm cu niște doomsday preppers când discutăm? Bă, nu mi se pare nicio problemă să te pregătești la bani. Doomsday Prepper sunt aia care își pun conserve și un Da. generator de rezervă și alea și au o cameră plină cu conserve și Pe care le... mâncare care ține Da. ani de zile, că în caz că vine, nu știu, apocalipsa, dar nu. Nu, dar pensia vine. Apocalipsa nu știm, da. Adică mie chiar mi se pare Bătrâneța, că da. nici măcar nu mergem, știi că mai sunt extrema de oameni care fac economii non-stop și de fapt își ignoră viața acum și nu se bucură de ea. Da. Și aia mi se pare o extremă, adică trebuie găsit o cale de mijloc, să te bucuri de Da. moment, că nu știi niciodată când mori la tinerețe sau pățești ceva, sau ai probleme cu munca, sau apar, nu știu, faci 15 copii. Știi cum a aflat aia? Bă, vom avea Niciodată tripleți. nu știi când faci 15 copii. Nu, bă, dar cum a aflat Nicoleta Luciu? Voi avea tripleți. Cred că n-are o problemă cu banii Ea nu, dar totuși, alții da. oameni care află că vor avea tripleți, cred că se gândesc, bă, trei Eu, dintr-o dată, da. adică, bravo, știi. Da, nu, sunt de acord că e un echilibru fin pe care trebuie să-l păstrezi și mi se pare că întotdeauna noi cred că suntem mai degrabă spre cei care tind să bucure de ce Băi, da, câștigă îți dai și de seama vacanțe și ca de chestii bărbat, și... dacă faci tripleți, cum te lauzi după aia? Nu, nu pot să-mi dau Mă, seama. mereu ești, bă, trei. Trei dintr-una, adică atât de bine a fost. Zic și eu, adică tu n-ai să știi de asta, pentru că nu se zic niciodată de față cu femeia, știi, că te capsează aia, adică... Băi, Nu, nebun, dar a scos dacă... trei din mine, adică...
Mi se și tu pare că faci dacă ai glume? discuții din astea, ar trebui să car triplețe a forever și să ai grijă de ei. Da, mă, plimbă-te tu cu căruțul cu trei deodată. Descurcă, ți-au plăcut. Dar sunt căruțuri de trei, că mă gândesc că sunt de da, doi sau de patru. Sunt din alea. E unul în față și doi în spate. Ah, da, și deja mi se pare că îi strici. Față în față. Îi zici ăla în față. Stabilește ăla e alfa. Ăla e preferatul meu. Nu știu, ai făcut psihologie multă pentru asta? Copiii observă de asta. Eu așa zic. Bine. Bun, păi cam asta ar fi. Ceriza, nu am deja un bancăr, dar lucrăm la asta. Îl construim noi în secret în subsolul blocului, de asta uneori se mai oprește apa mai... Da, aia fac în timpul zilei ce câscă. Habar n-am nici măcar unde sunt bancări, adică am tot discutat asta apropo de alarmele din București, că se fac teste, dar în caz de pericol unde fugim, știi? Și există adăposturi da, în București. Da, nici eu nu înțeleg asta. Deci că există niște marcaje plâne blocuri, că aici e adăpost, nașul nostru stă lângă, sau stătea lângă, nu știu ce adăpost, ce e, că intră în gaură aia și un adăpost. Eu credeam că te duci la metrou. Metrou e ok, dar dacă ai metrou, adică în drumul Taberei în 2078 va fi metrou. Semn și tu în pământ puțin. Da. Și în rest există pe la blocuri niște semne. Și la noi în cartier unde e așa ceva? Păi la noi în cartier e metrou în 15 direcții aici. Suntem pe două magistrale conectate. Dar s-ar putea să fie de postul 5 sau uitat vreodată. Adică probabil nici nu poți intra acolo. Să descoperi că era lanțul pus pe ușă și după ce îl forțezi până să vină bomba, descoperi că cineva și-a depozitat înăuntru boarfele vechi, știi? Și ok, ghinion. Dar tu ai auzit vreodată sirenele? Aici sau da, merg la noi. Eu le-am auzit niciodată. La primul test n-au mers, mi se pare. Și după aia l-au ok, sirene. Și în ce condiții ar trebui ei să dea sirena? Sunt doar patru cazuri. E niște tipuri de atac sau de pericole iminente. Adică nu e la modul, băi, ia sirenă, fiți atenți că e nasoală la știri, știi? E adică bombardament radiologic și niște tonuri anume, care sunt destul de ușor diferenția. Că unul e la modul sună 2 secunde și următorul e sună 15 secunde. Că n-ai cum să le încurci. Bombardament radiologic. Da, sunt niște de-astea. Păi, în funcție de, trebuie să știi ce faci. Adică la unul poți rămâne în casă, dar cam fi bine să spui ferestrele cu silicon. Și la altul fugi, că e cu bombă de aia care distruge blocul. Bănuiesc, nu știu. Pe site-ul ISU sunt toate astea stabile. Și tu știi la care? Nu, că, dar în caz de intrăm pe site la ISU și scrie acolo. Le-am scris cândva pe blog, dar cine le-a reținut? Asta nu le rețin. Ok, asta cred că este un subiect dedicat pentru emisiune, pentru că eu sunt fascinată de chestia. Da, mi se pare o idioțenie că se tot fac testele aia. Dar eu nu știu ce mi se pare că test. S-au oprit sau se vor opri din teste, nu le mai fac. Sună sirenele în fiecare, în prima miercuri a fiecare luni. Dar deci dacă sună în fiecare lună, nu l-am niciodată auzit niciodată. Că o fi clădirea, bine tifonată. Nu crezi că îți trebuie și o altă soluție în cazul ăsta? Și eventual să-mi zici ce trebuie să fac? Păi mai e sistemul RO Alert pe ăla? Pe telefon, știi, au făcut sistemul RO Alert în care o să-ți vină mesajele de avertizare. Și mi-a venit vreun mesaj? Încă nu i-au dat drum, s-a făcut test. Dar cred că îi dau drum în curând. Și ce mi s-ar părea mie normal, pe lângă testul de sirene, unul, să anunțe la știri, bă, vezi că mâine iar sună sirena, că mereu te ia prin surprindere, știi? Dar să mai zică și de-astea, iată și codurile astea, să știi, să le recunoști, să ți le bagi în minte, știi? Da, e ca da, aia, da, da, exact, consumul de sare excesiv dăunează. Bă, ai învățat-o pe asta, că ți-a zis-o la fiecare reclamă TV, știi? Bine, îmi imaginez că dacă am fi într-o situație din asta de pregătire de război, ar fi niște educație mai multă, sper eu. A, sunt sigur că în caz că ne-am tensiona, da, ar fi, s-ar împărți mărci de gaze și ne-am stat cu reflectorul după avioane, știi, după Batman, nu știu, fiecare după ce are. Da, eu zic să încheiem aici, Costin, nașul nostru, ne întreabă când faceți copii, cred că vrea să fie naș din nou. Costin, când încheiem emisiunea, vom pleca cu trotinete la o plimbare, vreau să spun. Literally. Da. Și... cam asta a fost emisiunea, mulțumim că v-ați uitat, ne vedem la un episod următor cu alte subiecte total nelegate de bani, găsim altele atunci, zice ceva de legat de mâncare poate mai degrabă. Pisici. Pisicile, da, una e sus acolo, e obsedată de umbra ei și asta e aici, toarce de zor. Mulțumim că v-ați uitat, la revedere, nu zic nimica pentru că trebuie să opresc și emisiunea. Seară bună! Pa!